Bună, sunt Claudiu pe canalul de YouTube Veghetor. Am o surpriză frumoasă pentru voi. Acest videoclip trebuie șiruit masiv, ca milioane de oameni să vadă acest videoclip, să vadă puterea lui Dumnezeu, să vadă cum Dumnezeu face semne și minuni în continuare, să vadă cum Dumnezeu vindecă și trupul și vindecă și sufletul, indiferent că ești budist, că ești musulman, indiferent de religia în care ești sau de credința rea în care ești, Hristos te poate scoate de acolo dacă tu vrei. O să vă prezint în continuare o fostă musulmancă pe nume Silvia, care s-a întors la Hristos, acum este soră în Hristos. Am cunoscut această persoană în urmă cu un an de zile, mai precis pe 28 februarie. Am fost în Turcia ca să-mi fac implant de păr. Această doamnă reprezenta această clinică, dar m-a adevărat motiv pentru care am fost în Turcia, nu a fost să-mi fac implant de păr, ci a fost ca ea să primească pe Iisus cadou și mântuitor în viața ei. Și o să vedeți, o să vă prezint ea mai departe cum a fost prima dată când ne-am întâlnit, cum i-am spus de Hristos, cum m-a rugat pentru ea, cum Domnul a vindecat-o, și aceasta este o dovadă pentru cei care nu cred că Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Știți că spune Cuvântul lui Dumnezeu că unii seamănă, alții udă, dar Dumnezeu este Cel care face ca să crească. La câți am spus de Hristos și vouă, care auziți acum, care nu-L cunoașteți pe Hristos, auziți Cuvântul lui Dumnezeu. Dar eu cred că Cuvântul lui Dumnezeu care intră în inima voastră este ca o sămânță care la un moment dat va încolți. Și mă rog pentru acest lucru, dar este o mărturie extraordinară. Cei care nu cred că Dumnezeu mai vindecă și azi, cei care nu cred că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci, știți ce se spune cu Dumnezeu, că este sfânt, 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 de trei ori sfânt. Adică Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci. El rămâne Dumnezeu, El nu se schimbă. El este bun, întotdeauna a fost bun și El va fi bun în continuare. El nu se schimbă niciodată. Dar nu uitați, baptist, pentecostal, ortodox, știind după Evanghelie, adventist, Evanghelia trebuie să fie însoțită de putere, de semne și minuni. Aceasta este o Evanghelie adevărată, o Evanghelie completă. Teorie știe multă lume, teorie știu și pentecostali, și baptiști, și ortodoxi, și evangeliști, și musulmani. Dar Evanghelia care este însoțită de semne și minuni este Evanghelie completă, conform Marcu 16, mergeți în toată lumea și propovediți Evanghelia la orice făptură. Cine se va crede, se va poteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavi se vor însănătoși. Și spune că apostolii au mers mai departe, au propovedit Evanghelia și Evanghelia care ei o propovedeau era însoțită de semne și minuni. Citiți Marcu 16, de la versetul 16 în jos. Calitatea este mai rea la acest interviu pentru că l-am filmat pe Skype, dar este foarte, foarte interesant. Dați-l mai departe, nu stați nepăsători, pentru că multe inimi pot fi schimbate prin acest interviu. Nu uitați de like, share, subscribe. Binecuvântarea Domnului să rămână peste voi. Nu uitați că am făcut și acel site www.veghetor.com. Va fi o comunitate unde vom putea să postăm videoclipuri creștine fără a fi cenzurați. Shalom! Mulțumesc că ai ajuns pe canalul nostru de YouTube, Veghetor. Te încurajez să apeși butonul subscribe și pe acel clopoțel pentru a fi la curent cu postările și clipurile noastre. Bună, Claudiu! Slavă Domnului! Mă bucur și... Bine, bine, mă bucur că putem vorbi. Vreau să te binecuvânt pentru... că ai încheiat un legământ cu Domnul. Domnul să te binecuvânteze pe tine și pe mama ta și familia ta, copilașul tău, pe soțul tău. Vreau doar puțin să spui cum te numești, cât, așa să zic foarte scurt despre tine, ceva, ai un copil, ai un soț musulman, parcă și tu ai fost musulmancă, nu? Da, 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 am fost și eu acum ceva timp, acum 9 luni, că de 9 luni mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat. Sunt Silvia, sunt născută în Ploiești, în România. Am venit în Turcia de mai bine de 20 de ani, sunt aici. Și am fost ortodoxă, acolo care eram poate fără minte, am trecut la religia musulmană. Sunt căsătorită de aproximativ 10 ani, am un băiețel, are 5 ani jumate. Locuim în Istanbul. Ai spus că ești musulmancă, că nu s-a auzit foarte bine. Ai fost musulmancă. Am fost musulmancă, da. Așa. Și soțul meu este musulman. Ca să spun așa puțin cum noi ne-am întâlnit, sunt prieten bun cu Ali. El și-a făcut implant de păr în Turcia și tu reprezinți acolo o clinică, așa-i? Da? Da, lucrez cu mai multe clinici, ajut pacienții care vin din România. Așa, și eu... Internet, da. Da, și eu am vrut să fac implant de păr și așa am ajuns. Ali mi-a dat numărul tău, te-am sunat,
Și am venit în Turcia, ne-am întâlnit și dacă vrei să spui puțin ce s-a întâmplat. Da, te-am luat de la aeroport, Claudiu, deci ne-am cunoscut la aeroport. Am venit cu socrul meu în ziua aia și am plecat la drum împreună. Simțeam o dragoste foarte, foarte puternică, adică în mașină simțeam ceva ce n-am simțit niciodată lucrul ăsta. Simțeam o vinovăție, mă simțeam vinovată, parcă vroiam să vorbesc cu tine despre religie, simțeam că ceva nu e în regulă, vroiam să-ți mărturisesc ceva. Așa a început povestea mea. De acolo, bineînțeles, că te-am lăsat la hotel, i-am spus și socrului meu că simt ceva aparte, simt o dragoste lângă mine, simt ceva foarte frumos lângă mine. Și mi-a spus că și el simte același lucru, simte și el ceva. Dar nu mi-a spus ce, nici nu l-am întrebat mai în detaliu. Da, și m-am mers la hotel, te-am lăsat la hotel, mi-aduc aminte, a doua zi ai venit la intervenție și a venit și prietena mea, Dilek o cheamă, este și asistenta doctorului, care o doare foarte tare. Da, musulmancă. Și așa. Îmi spunea că o doare foarte tare picioarele, ce să mă fac, Silvia? Și ți-am tradus ție atunci și mi-ai spus ca să se întoarcă la tine și ai pus mâna pe ea și ai vindecat-o. Da, deci țin minte că a zis că doare picioarele și am zis, uite, dacă vrei, în câteva secunde poate să-ți treacă durerea. Și ea s-a uitat surprinsă, cum adică? Da, și s-a mirat și mi-a spus că a luat-o toți fiorii, simte ceva diferit în tot corpul. Simțea și ea la fel o prezență a Domnului. Vreau să rectific, nu eu am vindecat-o, doar m-a rugat în numele Iisus, Duhul Sfânt a vindecat-o, pentru că Iisus a luat la calvar și bolile noastre și ziceai că ai simțit ceva deosebit, ai simțit prezența Duhului Sfânt, pentru că acum și în tine, din cauza că ai încheiat un legământ cu Domnul, ai primit pe Iisus, Duhul Sfânt locuiește în tine și același lucru simt alți oameni când sunt în prezența ta. Sunt ceva deosebit, simt ceva frumos, simt ceva plăcut, o energie pozitivă, cum spun oamenii, pentru că Duhul Sfânt locuiește în tine. Și da. Asta ai simțit tu când ne-am întâlnit. Se pare că... Eu am simțit prezența Domnului lângă mine, amin. Dragostea față de Dumnezeu, Lava prezența Lui. Știi că spune o vorbă, nu locul sfințește omul, ci omul sfințește locul. Când Duhul Sfânt locuiește în noi, oriunde mergem, acel loc este sfânt. Și se pare că eu n-am venit în Turcia să... De fapt, am venit în Turcia să fac un plan de păr, dar scopul principal a fost ca tu și familia ta să fii mântuită, să primiți pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Amin. Slavă Domnului, Claudiu. Și țin minte că după aia am plecat acasă, după ce s-a vindecat prietena ta și mai suna, mi-a rugat prin telefon pentru tine, pentru copii, da, pentru mama. Până să pleci acasă, te aduci aminte în sala de operație, am simțit parcă simțeam și eu durerea, nu știu cum să spun, în sala, da. În timpul ăla. Am simțit ceva deosebit, ceva aparte care nu se explică prin cuvinte. Trebuie să trăiești faptul ăsta. Da. Slavă lui Iisus. Slavă Domnului. Da, e mare minune că tu ești pământ bun, l-ai primit pe Iisus, atunci în momentele alea l-ai primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor și... Nu știu, cred că e un an și ceva de atunci și tu săptămâna trecută ai încheiat legământ cu un om, de fapt, duminica trecută. Și un an și ceva. Și da. Ce lucru s-a întâmplat? Mai adaug câte ceva, Claudiu. Scuză-mă, poate. Vreau să adaug mai mult. La fel, am venit acasă și te-ai rugat pentru mama mea, avea dureri și Dumnezeu i-a luat durerile, deci am Amin. Pus și eu mâna, cum ai învățat, să pun mâna pe ea și să mă rog. Și ai spus tu, te-ai rugat pentru ea și a trecut toate durerile și în ziua de astăzi nu mai doare nimic, are 70 de ani, nu mai doare absolut nimic de atunci, nici pe mama. Ți-aduce aminte că era și sora mea la mine cum și tot nu? Așa și da. Pe ea, o durea spatele și la fel. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a scos în cale, bineînțeles că Dumnezeu a venit. Da, mă bucur că Dumnezeu s-a folosit de vasul meu, să zic așa. Că da, și de atunci, de când ai venit din ziua aceea, am început și eu să descoper Biblia, să mă rog, să citesc cuvântul Domnului. Mă rugam în fiecare dimineață, seară, când aveam în gând tot timpul, încercam să... Te-am întrebat, ți-aduce aminte că ți-am spus să-mi trimis câteva rugăciuni și astea.
Bineînțeles că de atunci soțul meu s-a început să se poarte ciudat. Deci a început să se schimbe față de mine. S-a schimbat, dar acum, de când m-am botezat, de când m-am întors, deci pe 7 iulie am avut botezul. 2019. M-am botezat, slavă Domnului, și de când se poartă, a început să se poarte altfel, se poartă mult mai frumos. Slavă lui Iisus, pentru că vede lumina Domnului Iisus Hristos pe fața ta. Asta e secretul. Da, a început să vorbească cu mine, înainte nu prea vorbea așa. Mă rog și eu pentru el, bineînțeles, în fiecare zi și știu că Domnul lucrează. Știi ce e interesant pentru cei care ne ascultă? Că spune cuvântul Dumnezeu că unii seamănă, alții udă, dar Domnul e cel care face să crească. Deci Duhul Sfânt nu te-a lăsat în pace până nu ai cercetat, ai citit cuvântul, ai avut o neliniște, că trebuie să încheie legământ cu Dumnezeu, o neliniște care Duhul Sfânt ți-a dat-o și acum ai încheiat legământ cu Domnul, ești copilul Domnului, în curând Domnul vine și ne vom întâlni pe norii cerului cu el. Slavă Domnului! Da, am descoperit biserica în Buzău, am fost, că acolo au părinții casa da. Lor. La Buzău, biserica penticostală, așa-i? Penticostală Betlehem, da, din Betlehem. Buzău. Și acolo, și am simțit și acolo, vă spun, Claudiu, cu totul, deci rugăciunile care se fac, deci n-am mai avem atât. Două minute, mai putem vorbi două minute, vreau să te explic ce s-a întâmplat. În momentul ăla, când tu ai intrat în aba botezului, ai murit față de diavolul, am murit față și ai înviat față de Hristos. Da. Și ești o creație nouă în Hristos, restaurată și trupește și spiritual. Și mă bucur, crede-mă, când am aflat că te botez și vreau să le spui telespectatorul, dacă eu te-am forțat sau nu te-am forțat, dacă am insistat mult să te botez, ai fost forțată de împrejurări sau a fost decizia ta? Bineînțeles că decizia mea, Claudiu, nici nu te cunoșteam și eu, deci fără să te cunosc, eu am simțit față de Domnul cu totul altceva. Deci el a venit pentru mine special. Amin. Deci vreau să spun că cine vrea să fie mântuit, trebuie să ia împărăția Domnului cu năval, așa spune cuvântul, să-și dorească din toată inima, vreau să mă schimb, vreau să-mi schimb viața. Și asta ai făcut tu, Silvia, și o să spun că, wow! Slavă lui Iisus! Slavă lui Iisus! Deci, ai văzut nici nu m-a interesat să știi, Claudiu, ce o să zică soțul meu pentru că e musulman sau soacra mea sau părinții lui, nu m-a interesat absolut nimic. Deci în timpul ăla nici nu m-am gândit cum să mă nu m-am gândit, deci nu mi-a venit absolut nimic în cap. Slavă lui Iisus! Vreau să știe cei care ne ascultă că și mama ta s-a botezat împreună cu tine. Și mama s-a botezat împreună cu mine în acea zi, da. Da, e minune. Mai avem un minut. Vreau să spun că este o mare binecuvântare, mare onoare. E onoare că te-am cunoscut, e onoare că, sau pot să zic așa, bun venit în familia Domnului. Amin, slavă Domnului. Nu li ți-am mai zis. Da, mă bucur. Ținem legătura, Silvia. Da, Claudiu, slavă Domnului, Dumnezeu să te binecuvinteze și să le ajute la toți să vadă calea Lui. Amin, amin, Silvia. Sper că acest videoclip a fost o binecuvântare pentru voi. Deci, cum spuneam, m-am întâlnit cu Silvia în 28 februarie 2018. Este un an și cred că aproximativ 2 luni de atunci. Ea a hotărât în anul acesta să încheie legământ cu Domnul. Duminica trecută, cred că a fost pe data de 7 aprilie, a încheiat un legământ cu Dumnezeu la Biserica Penticostală Betlehem din Buzău, păstorită de fratele Bastion Valentin. Îi mulțumesc fratele Bastion Valentin că s-a ocupat de sora Silvia și de mama ei. Au fost pregătite pentru botez, li s-a oferit un fel de
catecheză, li s-a spus ce înseamnă Silvia, cu adevărat a înțeles. De fapt, a înțeles de prima dată când i-a spus de Hristos, când ne-am întâlnit în Turcia și când a văzut cum Dumnezeu lucrează, când a văzut că Evanghelia lui Dumnezeu nu stă doar în vorbe, ci în putere. Vă mulțumesc și vă rog, dați-l mai departe, ca și alții să fie binecuvântați și indiferent că te va prigoni familia, mamă, tată, soră, frate, dacă vrei să-ți mântuiești sufletul, trebuie să treci peste tot. Silvia este o mărturie că se poate. Pentru cei care spun că ce o să zică părinții, ce o să zică frații, ce o să zică neamurile, Silvia este un exemplu, Silvia v-a dovedit că se poate să treci peste orice prigonire din partea familiei și să faci orice pentru a îți mântui sufletul. Pentru că spune cum Dumnezeu, împărăția celui se ia cu năvală. Deci, dacă vrei să-L primești pe Hristos în viața ta ca Domn și Mântuitor, nu mai sta pe gânduri, mărturisește-L în viața ta ca Domn și Mântuitor. Spune cum Dumnezeu în Roman 10:9-10, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi din toată inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Pentru că prin credința din inimă se primește mântuirea sau se ajunge la mântuire. Deci spune, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din toată inima ta, vei fi mântuit. Și să crezi că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos din morți. Dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos și vrei să afli mai multe, te rog, lasă-mi un comentariu sau scrie-mi pe WhatsApp la numărul 0740-950-000 și cu drag am să încerc să îți răspund și să vorbim. Venirea Domnului este foarte aproape, nu cred că mai e timp. Ziua de mâine nu ne este garantată. Astăzi, dacă auzi chemarea, nu amâna. Te iubesc și te binecuvânt în numele lui Iisus. Shalom!